Marius Ghena, relaxare socială va însemna și relansare economică? Nu, pentru că, din păcate, pe de-o parte, nu cred că vom vorbi de o relaxare imediată, chiar dacă se anunță că pe 15 mai se termină starea de urgență. Ce am văzut, cel puțin, vorbește despre anumite relaxări treptate al restricțiilor și atunci, în continuare, foarte multe activități, foarte multe zone de business vor continua să fie afectate, mai ales cele care au fost afectate la început. Partea de travel va continua să fie afectată, deci tot ce înseamnă turism, călătorii, dar și alte zone la care, în momentul de față, nu există neapărat niște soluții foarte clare pentru că ele să funcționeze într-o normă de distanțare socială. În plus, relansarea economică ar trebui să vină și cu niște resurse financiare care le lipsesc companiilor, cel puțin dacă vorbim de întreprinderi mici și mijlocii din România. Ele nu au resursele financiare pentru această relaxare și, din păcate, deocamdată, atât programele guvernamentale cât și alte scheme de suport nu se arată, ca să zic așa. Aveam ca mediu privat de business o speranță cu acest IMM Invest, dar în mod oarecum simptomatic nici acesta nu funcționează, sau site-ul cel puțin nu funcționează de atâtea zile. În această seară Uniunea Europeană nu a ajuns la un acord comun. Se vorbește despre un nou plan Marshall, iată, greu de adoptat. Ar trebui Uniunea Europeană să iasă printr-o politică economică unitară din criză sau fiecare țară pe cum propriu? Ideal ar fi ca Uniunea Europeană să iasă din criză printr-o politică unitară și bine coordonată. Acest lucru este, din păcate, imposibil pentru că, sau hai să nu spunem imposibil, este foarte greu de realizat, pentru că în realitate vorbim de mai multe Europe cu realități diferite. Sunt realitățile Europei de Sud, Grecia, Italia, chiar Spania, unde vorbim de datorii guvernamentale de 100% din produsul intern brut, deci Grecia 20%, Italia aproape 200% din produsul intern brut. Și vorbim de țări nordice sau de alte țări din Uniunea Europeană care au datorii publice mult mai reduse. Sau România, care are una dintre cele mai mici datorii publice din Uniunea Europeană. Deci în aceste condiții e clar că statele din Sud vor încerca să obțină un bailout mai substanțial, iar statele puternice ale Uniunii și respectiv statele din Nord se vor opune să finanțeze un asemenea plan care va merge cu precădere, așa cum s-a întâmplat și în criza din 2008-2009, ar merge cu precădere către statele cele mai îndatorate și asta înseamnă că va merge către statele care și-au gestionat cel mai prost bugetele naționale și economiile în această perioadă de la ultima criză. Domnule Ghena, aveți investiții în Europa de Est. Diferă criza economică de la o țară la alta? Da, criza economică diferă de la o țară la alta, indiscutabil. Diferă atât prin faptul că anumite țări au fost mai pregătite decât altele din perspectiva problemelor imediate ale unei asemenea crize, pentru că această criză e una fără precedent. Nu e o criză ca cea din 2008-2009 sau ca cea din 2000-2001, criza .com sau eu știu ce altă criză din trecut. Aceasta e o criză care e bazată pe lockdown, e bazată pe decrete guvernamentale la nivelul aproape întregii planete de a-i ține pe oameni acasă. Ceea ce înseamnă că nu e datorată neapărat lăcomiei oamenilor de afaceri sau companiilor sau managementului prost pe care l-au făcut aceste companii, ci pur și simplu e o criză prin decret, evident, legată de această pandemie, de această problemă foarte serioasă de sănătate. Și în aceste condiții, statele care stau mai bine într-o astfel de criză impusă, să-i spunem, o criză care nu e aleasă prin lăcomia mediului de afaceri, așa cum a fost cu siguranță criza subprime din 2008, cel puțin așa cum a început ea din Statele Unite, într-o asemenea criză, cum vorbim de criza de acum, de criza COVID-19, statele mai bine pregătite sunt cele în care companiile au capitalizări mai bune, un nivel al activelor mai ridicat și cash flow mai puternice, iar în România, din păcate, nu se numără între aceste state, chiar și țări din Europa Centrală și de Est au poziții mult mai bune pe aceste criterii, să spunem. Polonia stă mai bine, Cehia, Slovacia stau mult mai bine, țările foste iugoslave, unele dintre ele stau semnificativ mai bine decât România din acest punct de vedere. Ungaria nu se neapărat mai bine din aceste sau pe aceste criterii. În schimb, în Ungaria, guvernul a venit și a susținut niște scheme de ajutor mai puternici, pentru că al doilea lucru care se întâmplă în o asemenea criză este să vedem cum funcționează intervenția guvernamentală pe partea economică, iar în România, deocamdată, n-a funcționat. În alte țări am văzut niște intervenții clare, substanțiale. Vorbeam chiar zilele acestea cu mai mulți antreprenori în diverse webinarii și în diverse teleconferințe pe care le susțin și e interesant că, spre exemplu, suntem deja în a doua parte a lunii aprilie, aproape de sfârșitul aprilie și marea majoritate, deși au făcut, au aplicat încă de la începutul
pentru lunii aprilie pentru șomaș tehnic, nu a primit niciun ban până acum, ceea ce, din nou, spune ceva despre modul cum guvernul își face treaba, mai ales când e o ordonanță care a fost deja aprobată și ar trebui să funcționeze. Iar revenind la acest program de credite cu garanții guvernamentale și dobândă zero, acest IMM Invest, el a fost anunțat cu sule și strâmbițe, trebuia să pornească înainte de Paște și iată, suntem în a 4-a, 5-a zi de Paște și încă nu funcționează și mai mult nu avem nicio informație clară de la guvern când site-ul va fi up and running, când va fi funcțional. Ca unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri, vă rog să-mi spuneți cum vedeți soluțiile relansării. Guvernul a încercat, ați remarcat și dumneavoastră, ceva șchiopătat pentru IMM-uri. Ce facem cu marile companii? Da, e o bună întrebare, pentru că, într-adevăr, ecosistemul de business nu funcționează decât prin relația pe care companiile mari o au cu companiile medii și mici și, în același timp, toate aceste companii medii, mici sau mari o au cu sistemul public, cu guvernele, cu cetățenii. În ceea ce privește companiile mari, există un program lansat de guvern și susținut prin Exim Bank, dar tot așa, discutând cu mai mulți antreprenori și manageri care conduc companii mari, vorbesc acum de companii românești mari, nu neapărat de companii străine mari, mi-au spus că deocamdată tot așa programul nu funcționează sau că ei cel puțin n-au reușit să aibă niciun fel de succes cu programul respectiv, pentru că acolo ar trebui să vorbim despre susținerea statului, tot așa, prin garanții guvernamentale și prin alte metode de subvenție a dobânzilor sau alte lucruri care să stimuleze companiile să apeleze fie la credite de investiții, fie tot așa la credite pentru acoperirea capitalului de lucru, deci credite comerciale. Aceasta e soluția, de fapt, sau una dintre soluțiile care putea să rezolve o parte importantă din probleme. Puțină lume vorbește despre faptul că în România, deși vorbim despre puterea băncilor, sistemul de business românesc privat funcționează în principal nu prin credite bancare, ci prin credite comercial. Deci o parte mult, mult mai mare a creditelor este între companii și nu între companii și bănci. Problema este că într-o perioadă de criză, mai ales pe un lanț de valoare în care, să spunem, sunt 4 sau 5 sau mai multe verigi, de la producătorul primar până la distribuitor, dealer, retailer și eu știu ce alte verigi ale lanțului, dacă clientul final, compania sau persoana fizică nu plătește produsul sau nu plătește serviciile, automat pe lanț în sus, în amonte, niciunul dintre jucătorii, deci companiile mai mici sau mai mari, nu își pot plăti facturile. Și de fapt asta e problema cea mai importantă într-o criză. Această problemă avea o soluție simplă, dar nu s-a avansat pe ea, și anume garantarea de către guvern a unui anumit nivel al creditului comercial, astfel încât compania să-și poată plăti facturile în continuare. Dar, bineînțeles, condiționat de faptul că acel credit nu ar fi fost folosit decât pentru plata acestor facturi și atunci se alimenta cumva, așa cum nu curge sângele prin corpul omenesc, tot așa și banii curg prin sistemele economice și între companii. Această idee, care mi s-a părut mie o idee foarte bună, n-a fost încă preluată sau nu pare să fie aplicată, deși cred că ar fi una dintre soluțiile simple și, pentru că se vorbește de efect de multiplicare în economie, ar avea cel mai mare efect de multiplicare, pentru că dacă pui, nu știu, 1000 de euro în acest sistem și alimentezi pentru plata creditelor comerciale, atunci dacă e un lanț de valoare de 4-5 companii, se multiplică de 4-5 ori, pentru că fiecare dintre clienți își plătește furnizorul și acela își plătește furnizorul lui și așa mai departe. Domnule Ghenea, mai am o întrebare. Sunteți profesor de antreprenoriat. Care este primul sfat pe care l-ați da unui antreprenor, mare sau mic, nu contează? Vorbim despre această perioadă de criză. Exact. Absolut, absolut, absolut. Sunt două sfaturi pe care le-aș da, de fapt. Nu știu care e primul dintre ele, dar am să le spun într-o ordine aleatoare. Un sfat este să încerce să regândească totul de la zero, pentru că sunt antreprenori care au făcut business sau fac business de 10 ani, de 20 de ani, dar n-au trecut niciodată printr-o asemenea criză. Fiind o criză fără precedent, s-ar putea să se impună măsuri fără precedent sau decizii fără precedent și atunci e mai bine să gândești ca și când ai gândit un startup, ca și când ai gândit lucrurile de la zero. Deci ăsta e poate primul lucru pe care l-aș recomanda unui antreprenor, da? Să nu mai gândim neapărat cu manualul, apropo de cursul meu de antreprenor și de faptul că sunt profesor de antreprenor, să nu gândim neapărat cu manualul care spune de obicei ce se întâmplă într-o perioadă obișnuită de business sau ce ar trebui să faci, care sunt bunele practici pentru o perioadă obișnuită de business. Fiind o criză fără precedent, ar trebui nu neapărat să aruncăm acel manual, dar să ne gândim cu niște ochi mult mai atenți și ca și când ne-am uitat pentru prima oară la business-ul nostru și la problemele business-ului nostru, pentru că s-ar putea să vedem lucruri interesante. Și al doilea lucru care se leagă oarecum de primul este că într-o asemenea
situație pentru foarte multe afaceri, nu doar pentru cele afectate direct, deci pentru cele care au fost imediat cumva ținta acestei crize din perspectiva izolării, a întreruperii călătoriilor, a, eu știu, întreruperii mersului în centre comerciale, în restaurante și așa mai departe, dar multe alte afaceri care sunt afectate indirect, antreprenorii ar trebui să gândească în aceste afaceri cum pot să pivoteze. Iar pivotarea e o chestiune specifică pentru startup, dar poate să fie aplicată și la o companie care are o vechime mai mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă am făcut până ieri un anumit tip de activitate sau un model de business, s-ar putea ca acest model să nu mai funcționeze foarte bine în viitor și să fie o ocazie sau o necesitate să-l modific, să-l mișc, să-l îndrept într-un alt unghi, să spunem, sau să schimb unghiul, asta înseamnă pivotare, astfel încât să ajung la un model de business care să fie mai potrivit pentru ce se întâmplă în momentul de față și ce se va întâmpla după această criză, pentru că e clar că această criză nu va fi o chestiune de moment, ci va schimba comportamente de consum, comportamente ale afacerilor, comportamente ale tuturor stakeholderilor pe un interval mult mai lung de timp. Vă mulțumesc, domnule Marzina, pentru acest interviu. Vă aștept toată să facem o emisiune împreună două ori. Cu mare bucurie, mulțumesc și eu.